Bună și bine ne-am regăsit, dragii mei, la podcastul Minunile din țara lui Alice. Astăzi am un invitat special, un invitat cu un destin absolut fabulos. Jucător de fotbal de Liga 1, ajunge astăzi Robert Candrea, Robert Dumitru Candrea, așa mi s-a spus, să fie, pot să zic, Robert, îndrumător spiritual. Da, bună, Alice, mă bucur să fiu aici. Și da, asta este ceea ce fac acum. Sunt îndrumător spiritual, ghid spiritual și susțin oamenii prin în procesul ceea ce am lor trăit. De vindecare. Da. Minunat. Am admirat de la început la tine această deschidere în a-ți spune misiunea, în a o mărturisi. În jurul acestui drum, câteodată apar tot felul de preconcepții și de gânduri parazitare, că ce-o fi asta, ce-o s-o întâmpla. Totuși recunosc că e destul de des în ultima perioadă întâlnită, cum să zice, această atitudine de a recurge la susținere alternativă. Dar până de curând n-a fost așa. Și atunci întotdeauna am admirat la tine, Robert, deschiderea cu care spui, uite, eu sunt asta și fac asta. Da, mi-a fost destul de greu la început, pentru că jucând foarte mult timp fotbal, foarte mult timp credeam că doar asta știu să fac. Credeam că doar atât pot să fac. Dar iată că omul poate să facă multe. Da, universul, Dumnezeu, indiferent cum îl numește lumea, are un fel aparte de a te pune pe drumul tău. Din păcate pentru mine, nu am știut să ascult de la început. Nu am știut să-mi ascult chemarea, nu am știut, pentru că eram foarte departe de mine și eram automat foarte departe de Dumnezeu. Și de misiunea personală. Exact. Căci asta este tema noastră de astăzi, misiune personală. Da. Și am făcut foarte mult timp ceva ce nu mai îmi plăcea, deși primeam tot timpul semne din exterior că nu mai e pentru mine. Și mi-a fost foarte greu să am curajul de a renunța, pentru că efectiv mă identificam cu lucrul ăla. Nu era Candrea Dumitru Robert, era Robert fotbalistul. Și credeam că efectiv fotbalul înseamnă viața mea. Era un soi de atașament acolo. Da, foarte mult. Și mi-a adus și foarte multă durere și foarte multă suferință, pentru că, cum spuneam, nu am știut să mă ascult de la început și nu am ajuns pe drumul ușor, știi? Că putem ajunge pe misiunea noastră personală pe drumul ușor sau pe drumul ăla cu multe dureri și multe suferințe. Pentru că eu nu credeam foarte mult în lucrurile astea. Când îmi mai spunea cineva, eram tot timpul în rolul de victimă, sunt ghinionist, nu pot mai mult, asta se întâmplă. Dar universul, Dumnezeu, a avut un fel anume de a mă arăta. Și am încercat psihologi, recomand psihologii, adică, dar pe mine, în momentul de față, momentul ăla nu m-au ajutat. Și astfel am ajuns, fiind în depresie, fiind foarte anxios, am ajuns la partea asta spirituală. Și a fost așa, ca o cură de aer. Țin minte prima meditație pe care am făcut-o, eram chiar în mijlocul casei, zic, hai să încerc. Efectiv, au ieșit foarte multe sentimente reprimate, am plâns foarte mult, am simțit foarte multă tristețe. Pentru că știi și tu, noi bărbații, mai ales că jucam și fotbal, nu ai voie să plângi, nu ai voie să spui că ți-e greu, da, nu absolut. Ai voie să-ți exprimi sentimentele. Foarte multe convingeri limitative în jurul a ceea ce înseamnă să fii bărbat, ce înseamnă să fii femeie și mai ales în jurul vulnerabilității. Am spus-o și o repet cu foarte mare dragoste, vulnerabilitatea înseamnă putere și ca să nu fie așa un citat dintr-o carte, îi invit pe telespectatorii noștri să se gândească la un moment, la o discuție deschisă și vulnerabilă în care s-au simțit eliberați. Ce frumos se simte. Aia este vulnerabilitate. Da, și în felul ăsta tu eliberezi toate lucrurile alea când le exprimi, când le vorbești, nu le ții în tine, nu le basuprești. Și în felul ăsta poți să primești după aia bucuria, poți să primești lumina, dar dacă tu ții toate sentimentele alea negative în tine, nu le-ai exprimat sau de vibrație joasă sau tristețea, supărarea și nu le exprimi și le reprimi, el la un moment dat o să izbucnească și nu o să o facă într-un mod pozitiv. Pentru că Iisus ne spune de mai multe ori să golești vasul care ești ca să poată să se lucreze în tine și să te umple Dumnezeu de lumină. Exact așa spui și tu, Robert, că dacă reprimăm, dacă ținem închis în noi lucrurile de vibrație joasă, nu are cum să se lucreze în tine o lucrare frumoasă.
Da. Și să primești darurile pe care le ai de. E și o lege a universului, nu? Da, și nici nu am fost învățați să ne exprimăm sentimentele, mai ales noi bărbații, știi, când se spune de mici, ești băiat, n-ai voie să plângi. Absolut, da. Dar și după ajungi la o anumită vârstă și ești poate cu soția, cu iubita, cu copilul și ești efectiv deconectat. Poker face. Deconectat de tine, de sentimentele tale, de stările tale și automat în momentul ăla nu ești autentic. Mm-hmm. Pentru că suntem oameni, e normal să experimentăm uneori și supărarea. Uh-huh. Face parte din viață. Uh-huh. Și ea vine cu un scop sau tristețea. În momentul în care noi o acceptăm, chiar și dacă vorbim despre ea, cum spuneai și tu, când vorbești cu un prieten, când vorbești cu cineva și îți exprimi ceea ce simți, dar nu dintr-un rol de victimă. Adică asta este foarte important, nu să-ți plângi de milă și să fii în rolul victimii. Dar în momentul în care tu îți exprimi ceea ce simți, în momentul ăla, într-o proporție foarte mare, deja chestia aia se vindecă, se eliberează și automat poți să faci loc pentru lucrurile mult mai bune. Și automat transmiți și un model mai bun copiilor tăi, persoanelor din jurul tău, că e ok să te lași să fii vulnerabil, să-ți exprimi sentimentele. Suntem oameni, mai ales și noi bărbații, și noi suferim, și noi plângem. Uh-huh. Și cred că e perfect în regulă să facem lucrul ăsta. Absolut, da, da. Foarte interesant ce spui. Multă bogăție, deja din primul paragraf. Suni așa, Robert, ca un om care a lucrat foarte mult cu sine. Acum ai menționat și tu și știm amândoi, fiind practicanți de Theta Healing, că există două căi de evoluție, cum ai și menționat, suferință sau voință, nu? Uh-huh. Calea suferinței e un maestru foarte bun, dar dureros. Calea voinței e mai ușor de dus, să zic cu grație așa. Și cu ușurință. Cu grație și ușurință, da. Să-mi spui, te rog frumos, care au fost, hai că a sunat așa cumva, Robert, te-a durut, nu? Ca naiba. De-ai ajuns tu aici. A durut foarte tare, adică eram complet deconectat de mine. Uh-huh. Și eram foarte supărat, nu doar pe mine, eram foarte supărat pe Dumnezeu. Pentru că tot și timpul... Ți-ai dat seama din prima sau ți-a luat timp să realizezi asta? Stăteam tot timpul și ziceam, da, de ce dacă eu sunt atât de bun, mă consideram eu bun, de ce primesc doar experiențele astea? Și eram tot timpul în rolul ăsta plângerii de milă. Adică nu mi-asumam rolul de creator, nu mi-asumam că eu pot să co-creez, că tot ceea ce a venit către mine a venit cu un scop. Nu, eu efectiv dădeam tot timpul vina pe Dumnezeu. De ce mi-ai dat iar experiența asta? De ce iar sufăr? De ce iar îmi merge rău? Și eram foarte deconectat de El și mă simțeam singur. Pentru că în momentul în care suntem deconectați de Dumnezeu, de lumina din noi, ne simțim singuri. Absolut. Și foarte vulnerabili. Da. Așa apare anxietatea. Uh-huh. Și exact ce ai spus și tu, a apărut anxietatea, a apărut depresia și nu o mai regăseam, deși viața mea apare, nu era rea. Jucam fotbal, eram liga întâi, liga a doua, de la mine din oraș au fost foarte puține persoane, mai ales în ultima perioadă de timp care au ajuns să facă lucrul ăsta. Adică toată lumea îmi spunea, oh, ce fain de tine, că joci, că ești acolo. Dar eu în sinea mea mă simțeam efectiv ca ultimul om de pe pământ. Și deși fotbal e un sport foarte frumos și foarte îndrăgit, de fiecare dată când mergeam la antrenament, urai pentru mine era asta. Un chin. Efectiv, da. Uram, era ca o pedeapsă și așteptam doar să termine antrenamentul, să ajung acasă, să mă bag în pat, să dorm, să nu mai simt nimic. Wow. Somnul era partea cea mai bună din perioada respectivă. Până când mi-au apărut în cale tot felul de semne. La început nu le-am ascultat. Am încercat psiholog, inclusiv am fost pe pastile, am luat antidepresive, pastile de anxietate, pastile de somn. Inclusiv în stadiul ăla am fost. Bine, la echipă nu spuneam la nimeni, pentru că nu puteai să... Din, poate acum a devenit lumea mai deschisă, dar acum câțiva ani când jucam eu, nu erau atât de deschiși oamenii pe partea asta mică mentală. Mică paranteză, partea bună, deci fiecare mare durere, că e personală sau că este generală, are multe daruri în spate și acesta este unul dintre darurile pandemiei. În momentul în care s-a blocat tot, da, eu întotdeauna am avut aceste două laturi, partea de teatru și actorie și partea de îndrumător spiritual. Și când s-a blocat totul, teatrul a trebuit să fie închis, de veniturile s-au dus. În primele 3 zile din pandemie, nu știu câte programări online aveam pentru partea de vindecare și Theta Healing. Și cred că asta a fost una dintre lucrările pandemiei, să înțeleagă oamenii că
a te vindeca nu înseamnă că ești bolnav iremediabil sau că e ceva neregulă cu tine. Nici să ne căutăm continuu vindecarea, adică să faci că îți dă o stare de dependență, ia să mai sap puțin, da. Ia să mai caut o problemă. Nu e nici despre asta, este despre bucuria vieții și despre a trăi și în direcția visurilor tale să vindeci. Acum revenim la ce ai spus, da, deci pandemia ne-a ajutat să fim conștienți că vindecarea e în regulă. Dar exact asta s-a întâmplat și cu mine, pentru că în perioada pandemiei era cam apogeul stării mele și când a venit pandemia, pentru mine a fost efectiv o gură de aer, pentru că s-a pus stop la tot, trebuie să merg acasă și pentru mine a fost stop la tot. Și chiar în momentul ăla m-am înscris în primul program spiritual pe care l-am găsit. Era un program de o săptămână, pe WhatsApp, cu meditații, cu tot felul de task-uri. Și mi-a plăcut. Am conștientizat foarte multe lucruri, am avut ocazia să învăț multe lucruri și cam ăla a fost începutul. Și după, ușor, ușor, mi-au apărut tot felul de îndrumători. Inclusiv tu ai fost unul, ești unul dintre ei, pentru că am învățat foarte multe de la tine și sunt foarte recunoscător pentru că mi-ai apărut în viață. Mulțumesc. Pentru că inclusiv pe partea de Theta Healing, foarte mult din ceea ce fac eu în Theta Healing am învățat de la tine și am preluat foarte mult din stilul tău pentru că am rezonat foarte mult cu... Contează asta. Cu bucuria ta, cu iubirea ta, cu felul tău de a face lucrurile și m-am simțit foarte inspirat și mi-a plăcut asta și chiar sunt recunoscător și mai ales că tot timpul când am avut nevoie de ceva ai fost acolo să mă susțin. Da, avem noi o legătura noastră, ne cunoaștem. Da. Și când spun ne cunoaștem, nu mă refer la bună, eu sunt Robert, eu sunt Alice. Ne cunoaștem sufletele noastre, spuneam și într-un alt podcast că ne întâlnim aici, avem familie de sânge și familie de suflete și cu siguranță familia de suflete, mai devreme sau mai târziu, se va întâlni. Da, ca să ne susținem unul unii pe alții în evoluție. Exact, și da. Pentru că tot timpul învățăm unii de la ceilalți. Da. Tu de la mine, eu de la tine. Absolut. Pe diferite subiecte și asta se întâmplă și cu ceilalți oameni. Uh-huh. De asta nu e indicat să ne considerăm vreodată superiori, pentru că tot timpul înveți. Și mi-a venit acum chestia cu judecata, că în momentul în care noi judecăm pe ceilalți, ne judecăm și pe noi, dar îl judecăm și pe Dumnezeu, pentru că ne gândim că noi știm mai bine decât Dumnezeu. Da, dacă ce Dumnezeu bine a făcut omul ăla și să aibă parte de experiențele alea, înseamnă că el știe. Da, și mai aduce aminte de ceva, Robert, de începutul meu în drumul acesta de cum să-i zic, îndrumător. Da. Eram foarte ambițioasă. Cu oamenii cu care lucram, adică voiam eu pentru ei lucruri. Și ca și tine am înțeles lecția că nu poți învăța lecțiile celorlalți. Da, și de multe ori că le preluăm noi dacă insiști prea mult pe subiectul ăsta. Exact, da. Pentru că din ce am experimentat și din ce am învățat, omul are nevoie să ajungă de la A la C, dar e nevoie să treacă și prin B. Dacă tu îl iei și îl scoți din etapa aia, evoluția lui stagnează și automat de multe ori se spune că preluăm noi anumite lecții. Uh-huh, uh-huh. Da, da, da. Încălcarea liberului, da. Arbitru, da. Și de asta se și spune că uneori nu e bine să, dacă omul nu-și cere ajutorul, să nu-l oferi tu. Știi că de multe ori noi avem un obiceiul ăsta de hai, lasă că știu eu, te ajut eu. Fac eu, că știu mai bine ca tine. Da. Dar de multe ori e din ego. Uh-huh. Pentru că dacă omul ăla nu-și experimentează lecția, nu-și experimentează, nu știu, lecția pe care o are în momentul lecția. Ăla nu poate progresa, nu poate evolua. Absolut. Aici mi-ai adus aminte de Stephen Carman, de Triunghiul Dramatic. Victimă, salvator, agresor. Acolo, pentru dragii noștri telespectatori, cine e curios de dezvoltare personală, este această carte în care se detaliază foarte limpede fiecare dintre aceste, cum să le zic, roluri pe care le jucăm în viață. Și la salvator există această nevoie a lui de a influența viețile celorlalți, drăguțul de el, pentru că și le evite. Asta l-a pe tata, cred. Asta în primul rând că totul pornește din copilărie, dar și pentru că el își evită propriile sale lecții, se teme să le confrunte și atunci e mai limpede să te duci spre ceilalți. Dar oare noi nu avem acolo ceva, o trăsătură de genul ăsta, noi cei care ne ocupăm cu terapii și cu... Nu e... Cu siguranță, da. Cu siguranță. Eu simt o bucurie foarte mare în momentul în care văd... rezultatele clienților mei. Mi-aduce o satisfacție foarte mare când primesc mesaje că ok, deși nu fac eu. Adică noi suntem doar niște canale care transmit lucrurile mai departe. Că până la urmă, Universul, Dumnezeu face, Lumina face. Noi efectiv suntem doar canale și transmitem mai departe. Nu e ca și cum Robert face sau cel puțin asta e perspectiva mea. Uh-huh.
Dar în momentul în care primesc și văd că am putut să susțin persoana aia în evoluția ei, să-și aduc aminte, să zice că sufletele noastre știu cam totul. Doar că e nevoie noi doar să ne aducem aminte și să dăm straturile de convingeri limitative, de tot condiționările din copilărie sau condiționările pentru persoanele care cred din alte vieți cu care am venit. Dar se spune că sufletul nostru știe totul. Și mie îmi place să spun că eu nu ajut. Mie îmi place să spun că eu susțin în procesul ca omul să-și aducă aminte cine e el în esență și cine e el cu adevărat și cine își dorește el să fie. Absolut. Ce își dorește sufletul lui să facă, ca tot vorbim de misiunea personală. Da, da. Și în momentul în care, din experiența mea, în momentul în care nu eram pe drumul meu, deși cu siguranță și fotbalul a făcut parte din drumul meu, pentru că astăzi nu aș fi fost aici fără experiențele respective, doar că, cum am spus, puteam să învățăm cu grație și cu ușurință, nu cu bătaie, ci cu suferință. Am realizat e și când ating subiectele astea, uneori e și foarte... incomod. Da, și foarte... De ce? Ce se simte? Și unde în corp, așa, sunt curioasă. Da, se simte uneori ca un gol, așa, când vorbesc. Cred că o parte din mine, când vorbesc despre lucrurile astea, încă se duce acolo. Și cred că asta îmi transmite că încă n-am reușit să integrez în totalitate partea aia. Mm-hmm. Pentru că, fiind sincer, încă am resentimente legate de fotbal. Pentru că e prima dată când spun lucrul ăsta. Da, e foarte bine că spui. E chiar prima dată, pentru că eu când am renunțat la fotbal, efectiv l-am scos cu totul din viața mea. Am zis că eu nu mai fac asta, eu n-am mai pus piciorul pe minge. Știi ce am gândit? Uite, foarte interesant cum ne conectăm. Am gândit, da, uite, și la mine a fost partea asta de teatru, de actorie, însă la mine a revenit. Asta am gândit, că da. În momentul în care la mine vindecarea și conectarea cu sine și conștiința faptului că sunt îndrumător spiritual m-a ajutat să îmbunătățesc partea de job pământean. Asta nu înseamnă că trebuie să fie la toată lumea la fel, dar ținând cont de ceea ce spui, iată o oglindire. Poate cine știe, Robert? Da, pentru că eu efectiv de când am renunțat, efectiv am zis cu totul, gata, n-am mai pus piciorul pe minge. Respingere. Da, am respins. Și în momentul în care respingi un lucru, nu e exact ce vorbeam la început. Cum respingi sentimentele, la fel cum respingi un lucru, o persoană, nu e recomandat. Calea este acceptare. Exact. Și cred că acum încep să fac lucrul ăsta, să accept în totalitate experiența mea, să accept că mie mi-a plăcut de fapt fotbalul, dar nu mi-a plăcut presiunea din fotbal și nu mi-a plăcut fotbalul ca job. Deși fotbalul în sine mi-a plăcut. Asta am început, sunt niște conștientizări mai recente. Pentru că e foarte mult timp, cum ai zis și tu, eu am refuzat în totalitate în ultima perioadă fotbal. Și am avut căi de a veni înapoi. Dar simțeam că nu eram pe drumul meu. Simțeam că nu e aia. Pentru că era cu greutate tot timpul. Era o presiune tot timpul pe care o simțeam. Nu simțeam bucuria aia, nu simțeam satisfacția. Să te trezești dimineață să fii bucuros că te duci exact, acolo. Să fii, să duci, ok, hai să văd ce îmi rezervă ziua de azi, hai să văd ce mai învăț azi, hai să văd cum mă descurc azi. Nu, era efectiv tot timpul nevoia de a performa, era tot timpul stresul ăla, anxietatea aia. De ce, Robert? Poate că de ce era de vibrație joasă sau cum spune? Da, pentru că nu făceam ceva pentru sufletul meu, făceam ca să-mi iau validarea din exterior, pentru că asta, la un nivel, toată lumea avea așteptarea asta de la mine. Și automat eu încercam să fiu, pentru că eu am fost de mic, dacă vorbeam de rolul de salvator, se spune că visele pe care părinții nu și le trăiesc sunt cam cele mai mari greutăți pentru copii, pentru că de multe ori vin asupra lor. Eu am niște părinți minunați, îi iubesc, chiar am lucrat în programul tău în relația cu ei și am descoperit foarte multe despre ei. Inclusiv calități pe care le-am luat de acasă. Exact. Căci oamenii ăia sunt complexi, așa, sunt în viața noastră și cu dureri, poate traume, dar și cu foarte multă bogăție. Da. Da, au foarte multe daruri și în momentul în care noi ne acceptăm părinții, ne acceptăm familia, automat acceptăm și darurile lor și darurile familiei. Pentru că darurile lor și a strămoșilor curg prin noi. Gândește-te cât oameni au trăit ca noi să fim astăzi aici sau cât au îndurat ca noi să fim astăzi aici acum 70 de ani, 100 de ani. Absolut. Cam ce au îndurat sau și strămoșii mai vechi decât noi. Exact. Cam ce au îndurat. Ca imagine plastică, așa, ceea ce spui, întotdeauna le spun cursanților mei să-și imagineze propria persoană ca un copăcel și rădăcinile fiind familia.
dacă tu te deconectezi de rădăcini, ce ți se întâmplă? Te usuci și da, cazi. Exact. Dar dacă ești conectat cu rădăcinile tale și cu familia, înflorești. Absolut. Și îți primești automat darurile, florile. Înflorești, exact. Înfructezi. Exact. Și asta e iar o recomandare pentru persoanele care ne ascultă. Dacă vor să facă o schimbare, în primul rând să-și accepte familia. Indiferent cum au fost ei, buni sau răi, gândiți-vă că dacă ei nu ar fi fost, voi nu ați fi existat. Adică, indiferent cum a fost. Pentru că, na, poate uite nu toată lumea... revelații îmi dai și tu mie în direct. Ce frumos spus. Poate că am gândit-o, dar nu în forma asta. Nu-ți accepti familia, nu-ți accepti existența. Nu accept viața. Viața. Nu-ți accepti pe tine. Viața. Mama, viață, nu? Da, exact. Foarte frumos. Deci a venit o zi, Robert, când ai zis, ah, nu mai pot așa? Da, am zis, efectiv, nu mai pot. Gândurile venise cam cu 2 ani în urmă. Dar am avut nevoie de vreo 2 ani până să am curajul de a renunța. Și efectiv și situațiile. Pentru că convingerile noastre, ceea ce gândim noi subconștient cu ceea ce lucrăm și noi, exact aia atrăgeam. Și efectiv am atras în continuu, până efectiv n-am mai putut. Și ultima dată când am fost, pentru că ultima dată am fost dat afară, mai aveam contract, puteam să mai rămân 6 luni doar să-mi iau banii, dar am zis că nu mai vreau. Uh-huh. Am zis că gata, mi-a ajuns. Cum s-a simțit ziua aia? Ca o eliberare. Adică efectiv parcă aveam niște pietre în piept, parcă aveam niște greutăți și în momentul în care am zis gata, renunț, efectiv parcă s-a dus toată greutatea aia din pieptul meu și de pe umerii mei. Cât e de important să faci, să fim aliniați cu drumul nostru. Și nu știam ce voi face, pentru că nu eram atât de implicat în partea asta spirituală. Ok, făcusem un program, două, începusem să merg la un fel de terapie, începusem să fac chestii. Dar nu știam că voi începe să fac lucrul ăsta. Inclusiv când am fost la cursurile de teta, noi încă nu ne cunoșteam, eu nu știam că voi face chestia asta. Eu am zis că merg pentru mine. Uh-huh. Și a fost amuzant, pentru că eu aveam dubii dacă să merg sau nu. Și în momentul ăla, persoana aia mi-a scris, hai că am nevoie de un bărbat, am nevoie de energie masculină. Deci a fost... eu am luat tot că a fost universul care a lucrat. Pentru că eu aveam dubii și ok, dacă tu nu vrei să intri pe drumul tău, hai că te mai împingem încă un pic de la spate. Dar e interesant că lucrează femei pentru tine. Da, pentru că eu mi-am dat seama că am lucrat cu foarte multe femei, uh-huh, ca și mentori, uh-huh, de la care am învățat foarte multe lucruri. Uh-huh. Și cred că să-mi accept și partea mea feminină mai mult. Mm-hmm. Pentru că eu foarte mult timp mi-am judecat partea feminină. Da, da. Sensibilitatea, da, intuiția. Vulnerabilitatea. Pentru că eram tot timpul și când eram mic, eram mai slăbuț, eram mai sensibil. Și tot timpul eram... Dar era bullying. Era bullying. Robert, fotbalistul, nu poate să-și permită așa ceva. Vezi, da, eticheta. Exact. Exact. Și era nevoie să te... să împlinești așteptările celorlalți. Și mai ales că acolo era un egregor, era un grup. Trebuia să te conectezi la egregorul ăla. Eu nu simțeam că fac parte. Uh-huh. Deși am avut colegi minunați, am prieteni foarte mulți, dar nu simțeam tot timpul. Mă simțeam ca un intrus. Uh-huh. Și tot timpul, da, m-am simțit... Acum ți-ai găsit locul? Da. Dar încă îl găsești, dar evoluția continuă. Adică Sigur. Simt pacea, simt bucuria pe care nu o simțeam înainte și pentru mine asta e o... viața mea nu e perfectă acum, adică să zic ok, am viața perfectă. Nu, efectiv nu. Dar când vine câte o întâmplare, nu mai reacționez ca înainte. Uh-huh. Sau dacă vine o tristețe, o supărare, ok, vine, poate stă o zi, o simt. Da, am o zi mai, e normal să avem o zi, stau încăpat, poate nu fac nimica sau lucrez, văd ce se întâmplă. Dar după o zi deja e mult mai bine. Înainte când venea câte o stare, mă ținea câte o lună. O lună, câte un an, câte o viață. Da, exact, te poate ține câte acolo. O viață, rămâi în ele. Da. Și în momentul ăla, știți, se pune ca ceața pe ochi, ți se pare că totul ți se întâmplă împotriva ta, ți se pare că tu nu poți să faci nimic, dar acum când vine, nu, e foarte diferit și nu mai simt. Când mă trezesc dimineața, simt bucuria aia, simt liniștea, chiar dacă nu am tot timpul, cum spuneam, nu e tot timpul perfect. Da, nu e tot absolut. Timpul cum îmi doresc, dar nu cred la asta. Îmi aduce aminte de... no, că tot aduc în discuție, n-ai cum să n-aduc, once on camino, always on camino, uh-huh. N-ai cum să nu aduci în discuție, nu pentru că sunt atașată de locul acela, pentru că consider că camino e o metaforă, adică poți să fii pe camino acasă, însă odată ce ești acolo sunt foarte multe lecții și foarte multe lucruri de învățat. Și asta mi-aduce aminte de revelația de pe camino al treilea, care a fost El Primitivo, este unul dintre cel mai grele fizic. Și a fost clar o încercare și fizic, nu doar emoțional și psihic pentru mine. De fapt, ele sunt acolo în conlucrare.
Am înțeles că dacă drumul este greu, nu este drum, nu înseamnă că nu este drumul tău. Adică și apoi medicul meu dentist a mers mai departe și a zis: Alice, dacă drumul este greu, nu înseamnă nimic. Pentru că de fapt noi proiectăm, noi ni se pare. O altă minte, în același drum ca al tău, ar zice: ce provocări interesante, ia să văd ce, nu știu ce. Depinde exact de tine cum percepi lucrurile. Și de perspectivă și de convingerile tale. Și cu asta o să trec la întrebare. Diferența o va face percepția, adică deja este la modă această idee că una e suferința și alta e durerea. Și într-adevăr așa este. Să te doară este o experiență profund umană. Dar să suferi o alegere. Adică durerea, ai pierdut ceva, ți se pare greu ceva, este în regulă. Suferința este ceea ce faci tu cu gândul după ce ți s-a întâmplat acel lucru. Și atunci, da. Una este să fie suferință, că vrei tu și ai atașament, o dependență de suferință, o altă carte minunată, dependența de nefericire. Alta este să simți că te doare, că e provocator și totuși să știi și să fii conștient că ai resurse interioare să depășești momentul. Și de aici întrebarea. Am fost pe Camino împreună. Cum a fost, Robert, pentru tine experiența? Ce ți-a adus bun? Pentru mine a fost o experiență minunată. Din punct de vedere fizic nu mi-a fost greu, pentru că fiind sportiv mi-a fost chiar foarte ok, foarte în regulă. Dar din primul moment în care am pășit pe El Camino și când vedeam de fiecare dată liniuțele care te ghidează, nu simțeam că sunt ghidat neapărat către El Santiago, către Camino de Santiago. Simțeam că sunt ghidat în viață. Efectiv, simțeam că nu sunt singur. Și cred că atunci a fost primul moment cu adevărat în care am simțit că sunt ghidat și că sunt protejat la fiecare pas. Și a fost o experiență absolut minunată. Drumul în sine, pentru mine, a fost magic. Pentru că simțeam ușurința aia și chiar atunci am învățat de la tine, pentru că tot am vorbit de ușurință. Pentru că știi că eu tot timpul voiam să fac cât mai mult, voiam să merg cât mai mult. Da. Când vedeam că mă depășește cineva, mi s-a activat ego-ul. Cum? Eu sunt Robert, fost fotbalistul. Da, fotbalistul și mă depășește toată lumea. Știi? Și tu atunci mi-ai zis, când stăteam la o cafea, mi-ai spus: ok, Robert, dar pentru Dumnezeu nu contează asta. Că putem să învățăm și cu grație și ușurință. Nu contează că mergi 100 de kilometri sau 12. Exact. Contează că faci, nu contează cât. Și pentru mine atunci a fost, pentru că eu aveam chestia asta cu suferința. Că e nevoie să suferi ca să fii demn în fața lui Dumnezeu. Da. Pentru că de multe ori știi că circulă chestiile astea, circulă informațiile astea. Că trebuie să suferi. Ca să ai succes e nevoie să suferi. Ca să fii demn în fața lui Dumnezeu e nevoie să suferi. Foarte multe informații au fost interpretate greșit. Sau din perspectiva mea, cum oamenii le interpretează cum vor. Bineînțeles. Și eu cred, mă ghidam foarte mult după lucrul ăsta și automat atrăgeam, cum ai zis și tu, tot timpul suferința, dar suferința era o alegere, pentru că noi putem să evoluăm și cu grație și ușurință. Da, asta nu înseamnă să rămânem în zona noastră de confort. Nu, oricum ieși. Da. Deci momentul în care ți-ai propus să te aliniezi cu misiunea personală, ieși din zona de confort. Adică nu poți să stai și în pat și să fii și... Exact, dar nu e nevoie nici să te biciuiești singur ca absolut să fii demn în fața lui Dumnezeu, absolut, pentru absolut că tu ești demn. Nu e nevoie să faci nimic, pur și simplu pentru că ești demn și ești iubit și ești protejat. Și asta mi s-a părut, pentru mine a fost o revelație foarte importantă atunci pe El Camino. Și efectiv s-a întâmplat când stăteam și povesteam la o cafea. Da. Adică a fost... A fost easy. Exact, pentru că eu aveam impresia că e nevoie să... Bine, când am mers în ziua aia singur, am depășit pe toți. Mi-am făcut amblaua. Da. Da, mi-am făcut... Mi-aduc aminte, da, ziua. Da, am avut o zi în care am ales să merg singur și atunci zic, gata, astăzi fac de cap, am depășit pe toată lumea. Eram așa... Dar mi-am dat seama că n-a fost vorba despre lucrul ăla, știi? Da. Și de-a doua zi când am mers cu tot grupul, era tot, eram foarte liniștit, nu mai, da. A fost un moment, știi, că ca organizator de retreat sau cum să o numi, a ajuns la mine informația intuitiv că dacă alegi să faci asta, e nevoie să fii lăsat să faci asta, pentru că ai ceva de înțeles din a face acel lucru, știi? Adică... Da, și mi-am ieșit, pentru mine a fost și o ieșire din zona de confort, pentru că cred că exista și o frică de necunoscut. Și când am plecat... Era un sentiment foarte ciudat, așa. Tot timpul mă uitam în stânga, în dreapta, dar drumul, mai ales că eram în zona aia pe coastă, pe lângă mare, era... A fost frumoasă. Da, era foarte frumoasă, dar era și la un moment dat și foarte multă pădure, era și foarte, știi? Uh-huh.
Dar după primele 30 de minute, 45 de minute, la un moment dat am și simțit ca un miros de mir. Și în momentul ăla chiar cerusem sprijinul îngerilor și a ghizilor, pentru că mi-era frică. Recunosc că în momentul ăla simțeam frică, simțeam un pic de teamă, anxietate. Și în momentul ăla m-am conectat, am cerut și efectiv am simțit mirosul ăla și m-am simțit protejat, ghidat și după totul a curs așa liniștit, că nu mi se poate întâmpla nimic și că sunt complet în siguranță. Absolut. Să știi că primul caminul pe care l-am făcut complet singură și într-o lună în care nu erau oameni acolo, contează și asta, știi? Da, normal. A fost cel care mi-a vindecat rana de abandon. Dar să știi că asta e foarte posibil să se fi întâmplat și la mine. Uh-huh. Pentru că eu nu aveam relații, n-am avut relații serioase până să fiu pe camino. Și da. Și după... Ai ajuns la întâlnită. Da, chiar da. Foarte frumos. Minunat, uite ce bucurie deci, uite, face ce conștientizare, în da. Da. Ca să nu ne luăm foarte în serios, cred că energia divină este ușoară și plăcută și așa, care au fost momentele cele mai haioase de pe camino. Pentru că tu ai asta, deci și să nu ți-o pierzi niciodată, Robert, ai o ludicitate de copil extraordinară, e sufletul petrecerii în orice context de viață. Cred că oamenii te caută și pentru că ai un fel de a destinde atmosfera, știi? Da, pentru că, exact cum spuneam, asta am învățat. Cred că putem face cu lucrurile cu bucurie și cu ușurință. Nu cred că e nevoie. Când e vorba de treabă, sunt foarte serios. Îmi place, sunt foarte dedicat, îmi structurez foarte bine, caut foarte multe informații. Dar îmi place să fie și cu grație și ușurință, pentru că eu cred că am venit aici pe pământ să ne bucurăm. Absolut. Și uite, mi-a plăcut foarte mult când eram pe camino și stăteam seara tot și mâncam și râdeam și făceam o glumă. Și toate chestiile alea care se întâmplau pe acolo era foarte amuzant, știi? Sau când cu dușurile, cum era, cu cazarea. Deci cazările au fost foarte ok. Când eram stat în... Cu pungile. Când tot căuta găbița în pungi tot timpul și mi se părea foarte amuzat și mi se părea să-i spun. Da. Și acum când o văd îi spun, zic ok, ai pungile după tine, ai găsit ce căutai. Aveam o colegă, ca să înțeleagă și telespectatorii, o colegă foarte organizată și avea lucrurile puse în tot felul de punguțe și pungi și Dumnezeu știe cum omul ăsta a reușit să observe acel lucru și a transformat toată povestea într-o glumă foarte... Da, și mai era chestia cu poza, cu făcea poză, mi se părea foarte amuzant, dar era, nu s-a supărat niciodată, adică a fost totul dintr-o energie. Păi, desigur, pentru că nu râdeam cu superioritate, eram acolo. Da, era ca o familie, inclusiv ea râdea și când îmi zicea, când am vorbit recent cu ea, mai este odată ceva de pungi, că am și pungile la mine. Deci a rămas, da, și pe el camino, rămâi parcă ca într-o familie și când ești acolo, inclusiv cu oamenii cu care te întâlnești pe drum, efectiv simți ca parții, dacă... Poate sunt persoane care sunt deconectate, dar în momentul ăla simți că aparții. Uh-huh. Și recomand măcar o dată în viață, cel puțin eu, pentru toată lumea. Și eu vreau să revin. Și eu vreau să revin și mi-aș dori, mi-am pus intenția să-l fac singur. Foarte bine. M-am gândit să-l fac singur. Pentru că atunci ești tu cu tine. Sunt două experiențe la fel de benefice care le-am avut. Am avut experiența singur. Am avut experiența de cuplu, am avut experiența de retreat organizat de mine. Fiecare este o experiență în sine, nu mai puțin bogată decât cealaltă. Clar. Pentru că, de fapt, este oglinda momentului aceluia din viața ta. Noi nu suntem stagnanți, noi nu avem o etapă de la naștere până la moarte. Avem mai multe etape în această viață și când ajungi acolo poți să fii sigur că este fix ceea ce aveai nevoie pentru acel moment. De altfel, am organizat două retreat-uri cu două grupuri diferite. N-ați avut legătură unii cu alții, din punctul meu de vedere, știi? Da. Punctul vostru cu atât mai mult. Da, pentru că, cum ai zis și tu, suntem pe un nivel de conștiință diferit în funcție, pentru că nu ești la fel cum erai acum. Da. Dar ce pot să spun este că El Camino în grup nu trebuie judecat, adică nu trebuie zis, nu domne, eu trebuie să merg singur, că așa este adevăratul El Camino. Nu. Când ești în grup, ești ca într-o constelație. Adică, doamne, doamne, face în așa fel încât ajung lângă tine un alter ego al mamei, un alter ego al tatălui, al surorii, așa, și vezi anumite lucruri. Te butonează, nu te butonează. Pentru că și asta este, Robert, tu poți să confirmi din meseria ta de Theta Healer, că în momentul în care ceva ți se întâmplă, cum spuneai, cu maxima responsabilitate, nu este despre cel care mi-a făcut. Exact. Este despre durerea ta. Adică, felul în care cineva se poartă cu mine este despre el, felul în care eu mă simt
este despre mine. Și dacă mă uit la asta, evoluez. Și de multe ori nici n-ai atras persoana aia întâmplător, pentru că de multe ori o atragem și în funcție de convingeri pe note limitative sau în funcție de lecțiile pe care le avem de învățat. Absolut. Absolut. Și da, legat de când am fost în grup El Camino, oricum am învățat foarte multe lucruri de la celălalt. Uh-huh. Pentru că dacă ai fi fost singur, ai fi fost doar tu cu tine și singur nu aș fi mers. Uh-huh. Adică e clar că eu am avut nevoie și mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că a fost ca o vacanță spirituală. Adică efectiv așa s-a simțit pentru mine. Pentru că ok, mergeam, eram cu gândurile, povesteam, treceai prin stările prin care treceai, pentru că na, aveți nevoie să experimentați ca să înțelegeți. Dar cu siguranță trece camera, adică ai o bucurie așa și o pasiune cu care vorbești, care sigur ajunge dincolo de ecran. Da, pentru mine a fost o bucurie foarte mare și inclusiv când scriam, când ajungeam seara la cazare și începeam să scriu despre ziua mea, despre cum a fost, despre conștientizări, era o bucurie foarte mare. Și chiar persoanele de acasă, inclusiv mama mi-a zis, că wow, foarte multă lume îmi scrie și m-a sunat că scrie atât de frumos și că tot așteaptă cu nerăbdare seara să vadă ce mi-ai făcut astăzi și ce conștientizări ai mai avut, ce s-a întâmplat. Și pentru mine a fost ceva foarte wow, pentru că nimeni nu văzuse latura asta, nici eu. Uite, Robert, pot să spun că, așa cum spuneai tu mai devreme, că ești bucuros de rezultatele și pentru mine se lucrează o bucurie acum. Că te văd așa, noi n-am avut, de altfel vă mărturisesc că m-a căutat Robert zilele trecute și a zis, Alice, când bem o cafea? Și am zis, marți seara de la ora 19 te invit la mine în podcast. Și iată-ne la cafeaua asta pe care noi n-am avut-o post El Camino. Deci da, îmi dai niște informații despre o reușită de grup în direct. Da, pentru că am fost, na, știi cum e, și drumurile se mai despart, am fost plecați, fiecare asta cu ale lui. Asta tot esența Camino-ului este. Dar ai văzut că na, și pe grup, cum vedeai și tu câte un semn și-l postai, uite că suntem pe El Camino, încă Camino-ul vieții continuă, nu se termină niciodată. Și de fiecare dată când mergeam la alergat, vedeam semnul. Era semnul și tot timpul mi-arăta, îl primeam ca pe un semn că ok, sunt încă pe El Camino vieții și sunt pe drumul cel bun. Și asta îți oferă o bucurie. Faptul că ne-am adunat astăzi seara aici e clar un semn bun de El Camino. Avem și galbenul fotolilor. Robert, sunt încântată de evoluția ta. Am fost martoră în timp la ea. Ai grijă de tine. Să continui să faci lucrurile bune și dacă în încheiere, așa, dacă îl ai, de fapt nu, chiar îl ai pe Robert de 7 ani aici în fața ta, ce îi spui? De fapt, pe Robert fotbalistul. Nu mă gândesc la Robert de 7 ani, deja îmi dau lacrimile. I-aș spune să aibă încredere în el, să se bucure, să nu creadă că e responsabilitatea lui să salveze pe toată lumea. Că nu e el responsabil pentru tot și pentru toate. Efectiv, să înțeleagă că e un copil, să se bucure de momentele alea și să aibă încredere că el e tot timpul protejat, că e susținut și că e iubit. Și că e minunat așa cum e. Amin. Amin. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Pentru cei care cred că misiunea personală este ceva departe, avem aici un martor viu că nu este așa. Este în interiorul nostru, depinde doar de noi să ne uităm atent acolo și să înțelegem ce ne place și ce ne cheamă și să punem în viața de zi cu zi acel lucru. Vă îmbrățișez, mă bucur foarte mult că ați stat cu noi până aici și vă dau întâlnire pe data viitoare. Toate cele bune!